tuturor, sunt Cristina Costache, bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În videoclipul de astăzi este vorba despre un review la niște produse de make-up de care eram foarte entuziasmată să le încerc pentru că n-am mai testat nimic de la acest brand. De fapt, este un brand ce era specializat pe produse de skincare și mai nou a lansat și niște produse de make-up. Brandul se numește Rode și este creat de celebritatea Hailey Bieber. Sinceră să fiu cu voi, nu sunt mare fan să cumpăr produse create de celebrități, dar am fost super curioasă de aceste produse, am zis să le dau o șansă și pentru că nu am ceva de genul în kitul meu și nici în trusa mea personală, chiar avem nevoie de ele, așa că astăzi este vorba despre Rode Peptide Lip Tint, ce vine în 4 nuanțe. Dar înainte să vă arăt swatch-urile și să vă vorbesc despre produse, nu uitați să apăsați pe butonul de like, să vă abonați și haideți să desfacem împreună această cutiuță. Inițial îmi doream ca atunci când voi primi această comandă să fac un first impression, dar nu am reușit pentru că efectiv am plasat comanda înainte să merg în Moldova, înainte cu vreo săptămână și ceva, aproape 2 săptămâni, dacă nu mă înșel. Mă gândeam că o să vină mai devreme și că o să reușesc să filmez înainte să plec, dar nu am reușit pentru că efectiv comanda mi-a venit când am ajuns eu în Moldova. Comanda mi-a venit undeva în 10-11 zile din US, în UK. Până m-am întors din Moldova au trecut undeva vreo 3 săptămâni deja de când s-a lansat produsele, plus că mi-am dorit foarte mult să reușesc să postez înainte acestui videoclip și un machiaj de Halloween, machiajul Cleopa 3. Dacă încă n-ați văzut videoclipul, este pe canalul meu, vă las linkul aici. Și fiindcă așa a ieșit, am zis, haide deja să nu mai postez unboxing și first impression, pentru că eram prea curioasă să testez produsele. Între timp le-am testat, chiar pot să zic că în ultima săptămână le-am testat în continuu și pot să vă zic impresia mea finală, dacă într-adevăr merită banii sau nu. Vă spuneam mai devreme că acest Peptide Lip Tint vine în 4 nuanțe și ținând cont de faptul că această comandă a venit din US, m-am gândit că nu are rost să-mi comand doar un produs, doar un lip tint și mi le-am comandat pe toate 4, plus că de ce nu să fac și niște swatch-uri, să vedeți voi dacă merită să le cumpărați pe toate 4 sau doar câteva dintre ele sau doar un produs, pentru că poate nu toate nuanțele mi se potrivesc. Au venit într-o cutiuță de genul acesta, care este destul de rigidă, cred că este un plastic și din câte am văzut și aici scrie că poate fi reciclată această cutiuță și dacă vrei poți să o returnezi. Eu nu o să o returnez, dar cu siguranță o să găsesc ceva ce să pun în ea, pentru că este destul de dură. Cam așa vin ambalate lip tinturile. Sunt în 4 nuanțe și anume nuanța Toast, Ribbon, Raspberry Jelly și Espresso. Un lip tint costă 16 lire, dar toate 4 costă 58. Plus transportul, cred că am dat undeva 60 ceva de lire, 61, 64, ceva de genul acesta. Și mi-a plăcut mult că există opțiunea să le cumperi pe toate 4 și cred că îți ies un pic mai ieftin. Produsul are 10 ml și haideți să-l desfac, să vedeți și cum arată. Balmul în sine. Îmi place foarte mult ambalajul, este foarte drăguț, este de un plastic și îmi place că are aici un detaliu, ca și cum tăiat un pic. Și am văzut pe site-ul Rode că specifică că căpăcelul și partea aceasta nu au foarte mult plastic, ce înseamnă că produsul este mai plin și că conține mai mult produs. După cum am spus și mai devreme, produsul se numește Peptide Lip Tint și este practic tratamentul de buze, balsamul de buze pe care l-a lansat pentru prima dată Hailey. Are practic aceeași formulă, doar că conține și pigment, ceea ce le oferă aceste nuanțe foarte drăguțe. Brandul specifică că acest produs nu conține parfum, ca și ingrediente benefice conține peptide, conține unt de shea, unt de cupuacu și ulei de babasu. De asemenea, mai spun că ar hidrata foarte bine buzele. Dacă mă urmăriți și pe Instagram, probabil ați văzut unboxing-ul acestui pachetel și în Insta Story și v-am arătat acolo și swatch-urile pe mână, dar abia așteptam să filmez, să vedeți cum arată pe buze, pentru că sunt total diferite și efectiv ador unele nuanțe. Și o să încep cu aplicarea acestei nuanțe, care se numește Ribbon. Atunci când scoți produsul din ambalaj, aici scrie Tint Nourish and Glaze, adică oferă nuanță, hrănește buzele și le oferă luciu. Și este un rozariu foarte drăguț și nu știu cum sunteți voi, dar mie în special, atunci când vine vorba despre glossuri și balmuri, de ce nu, dar vă spun sincer că este pentru prima dată când testez un balm care are o nuanță de genul acesta rozalie. Această nuanță îmi place foarte mult atunci când vine vorba despre glossuri, pentru că anume acea nuanță rozalie, bombonicioasă, să zic așa, oferă un aspect foarte
foarte drăguț buzelor, foarte natural, iar această nuanță ribbon este chiar ceva de genul. Dacă vă amintiți chiar prin ultimele tutoriale, în ultima perioadă v-am tot arătat eu glossul acela de la Kiko Milano Rosaliu, pe care îl foloseam în continuu, fiecare zi, chiar și pe post de balm, dar un asemenea produs care să fie tratament de buze, care să fie balsam de buze și cu o astfel de nuanță Rosalie, nu am în kitul meu și nici în duza mea personală. Așa că pot să vă spun sincer că a devenit preferata mea și nu mai vreau să vorbesc foarte mult despre această nuanță, vreau doar să vă arăt cum arată pe buze. Dar mai întâi de toate, cam așa arată ambalajul. Nimic sofisticat, este un ambalaj care se întâlnește foarte des la balsamuri de buze. Și o să aplic această nuanță mai întâi de toate, fără contur, efectiv pe buzele mele naturale, ca să vedeți cum arată. Și după aceea o să aplic și un creion de buze, o să fac puțin conturul, ca să vedeți cum arată și cu contur, pentru că desigur că este diferit. Conturul întotdeauna o să definească mai bine buzele, mai ales dacă nu aveți un contur foarte evidențiat. Deci, efectiv, m-am îndrăgostit de textură, îmi place foarte, foarte mult. Și acesta este un strat, din câte vedeți, se aplică foarte ușor și, din punctul meu de vedere, este genul de produs pe care, efectiv, îl aplici fără oglindă, fără să te uiți în telefon, pentru că se aplică foarte simplu și oferă și puțină nuanțe buzelor, dar și multă, multă hidratare. Are o textură așa destul de densă, destul de nutritivă și ceea ce îmi place foarte, foarte mult este că lucește ca și un gloss. Mi se pare că de data aceasta am apăsat prea mult pe produs și am aplicat cam mult, dar de obicei aplic mai întâi de toate mai puținel. Desigur că atunci când aplici mai puținel nu o să mai lucească atât de tare. Chiar dacă nuanța acestui balsam este puțin rozalie, din câte vedeți pe buze nici nu se distinge, dar oferă o nuanță foarte drăguță buzelor, foarte naturală, foarte bombonicioasă. Și o să mai aplic un pic, pentru că atunci când este aplicat într-o cantitate mai mare, se vede chiar mai mult din această nuanță rozalie. Dar vă spun sincer că eu nu am aplicat niciodată atât de mult, mi se pare prea mult. Și cred că acum mi-am dat seama de ce s-a aplicat atât de repede. Cred că din cauza faptului că conține un deșea, eu atunci când am deschis pentru prima dată produsele și chiar în decursul săptămânii când le-am testat, era un pic mai densă formula. O să vedeți, o să vă postez aici în unboxing mai de aproape să vedeți textura. Parcă era așa mai untoasă și acum mi-am dat seama că stând aici aceste produse în fața acestei lumini artificiale și fiindcă am pornit și căldura în casă și este destul de cald, mi se pare că formula nu mai este atât de densă, dar este mai degrabă ca și un gloss. Și de aceea am aplicat atât de mult produs, dar în ultima săptămână când l-am aplicat pe buze, trebuia cumva să aplic de mai multe ori ca să fie o cantitate destul de măricică pe buze. Iar acum s-a aplicat din prima și v-am spus mai devreme că nu conține parfum, dar se simte așa un gust puțin dulceac, nu are deloc miros și din punctul meu de vedere acesta este un produs atât de versatil ce poate fi purtat atât cu contur, atât fără contur. Și după ce am testat acest produs, eu mi-am dat seama că în ultima perioadă chiar eram în căutare unui astfel de produs, pentru că când am fost în Moldova, mi-am luat cu mine un ruj și anume acest ruj de la Mina, care se numește The Color Lip Glow, nuanța 503, aceasta este nuanța mea preferată, care vine așa sub formă de stick. V-am mai vorbit eu despre aceste rujuri, că este un lipstick cu textură de balm și l-am luat doar pe acesta cu mine, fără să mai iau cu mine vreun balsam sau vreun alt produs pentru a-mi hidrata buzele. Și pot să zic că în acea perioadă m-am dat cu acest ruj pe timpul zilei, mai mult pentru a-mi hidrata buzele. Când am venit acasă, îmi simțeam buzele super deshidratate și mi-am dat seama că chiar dacă acest ruj hidratează super bine, totuși nu înlocuiește un balsam de buze. Aceeași chestie pot să zic și despre acest balm de la el, care se numește Bit Size Lip Balm, și pe acesta pe fi l-am arătat cred că în câteva tutoriale, ceva de genul acesta, și acesta este un balsam de buze cu nuanță, este o nuanță așa mai neurie, cam așa arată, și cred că v-am mai spus eu, sau dacă nu am spus, spun acum, că nu pot să port acest balsam de buze când nu port machiaj, pentru că mi se pare că această nuanță arată o ciudățel pe buze când nu porți nimic, mai ales dacă mai ai imperfecțiuni cum am eu, niște pete pigmentare sau niște cicatrici de la acne. Și de asemenea am observat că nici acest balsam de buze nu hidratează atât de bine precum o face un balsam de buze, da? Iar în săptămâna aceasta pot să vă zic că n-am folosit niciun alt balsam, nici pe timp de noapte, și am folosit în fiecare zi acest Peptide Lip Tint de la Rod, și anume această nuanță, pentru că de aceasta m-am îndrăgostit eu cel mai mult. De aceea spun că cumva eram în căutare, dar nu știam de un asemenea produs și
Mă bucur foarte mult că acest produs cumva mi-a întrecut așteptările și că îmi hidratează super bine buzele, le lasă super glossy din câte vedeți și pot să-l folosesc fie ca tratament sau pot să-l folosesc la machiajul meu de zi cu zi. Sau pot să-l folosesc și la un machiaj mai intens, din nou cu contur. Haideți să aplic și puțin contur ca să vedeți cum arată. Desigur că de regulă aplic mai întâi de toate conturul și după aplic gloss, pentru că astfel se aplică mult mai ușor, odată ce deja am aplicat acest lip tint, de fapt nu este gloss, dar arată ca și un gloss și se simte ca și un gloss și ca un balsam, practic un produs 2 în 1. Îmi vine greu să vin cu un contur după ce aplic un asemenea produs, pentru că deja este un pic lipicios, un pic uleios, dar super hidratant și poate să fugă creionul, dar astăzi o să-l aplic. Cam așa arată contur. De asemenea, mi-a plăcut că se menține foarte bine pe parcursul zilei pe buze, chiar dacă bei apă, chiar dacă mănânci, deși eu atunci când mănânc, fie că am un ruj de buze, fie că am un gloss sau un balsam, întotdeauna iau un șervețel și fac așa și îndepărtez, pentru că nu-mi place să mănânc produsele pe care le am pe buze. Și am observat că atunci când iau produsele pe buze sau când îl port efectiv întreaga zi și dacă am băut apă sau am mâncat ceva sau luat de pe buze, am observat că lasă buzele super, super hidratate și super plump, super umplute. Vă spun sincer că nu mă gândeam că o să fie pur și simplu, nu știu, un produs de buze, ca și un gloss, care pur și simplu o să ofere nuanță, dar nu o să hidrateze atât de bine buzele, adică nu prea credeam eu că o să se comporte chiar ca un tratament de buze, dar credeți-mă că chiar se comportă și uitați cum lasă buzele. Știți că de regulă glossurile, dacă sunt așa mai glossy, da, mai lucioase, au așa o textură mai lipicioasă. Ei bine, acest tratament de buze nu este lipicios absolut deloc. Și fiindcă am tapotat buzele cu șervețelul și am îndepărtat nuanța Ribbon, o să trec la următoarea nuanță, dar din câte vedeți, am mai rămas puțin din contur, dar nu o să-l îndepărtez pentru că este o nuanță destul de naturală și o să aplic în continuare următoarea nuanță, care este Toast și arată cam așa. Și judecând după ambalaj, mi se pare că seamănă foarte mult nuanța aceasta cu nuanța de la acest lip glow de la Mina, numărul 503. Și că tot v-am vorbit mai devreme despre acest ruj, vreau să vă arăt că texturile sunt destul de diferite. Deși nuanțele sunt similare, lip balmul acesta totuși este mult mai transparent. Pot să zic că aceste lipstick-uri cu textură de balm de la Minac sunt mult mai pigmentate. Sunt mult mai apropiate de un lipstick, un lipstick hidratant cu finish glowy. Dar, din câte vedeți, acest tratament de la Rod este mult mai transparent. Deși are nuanță, este mult mai transparent și nu se vede chiar atât de tare pe buze. Mai ales dacă buzele voastre sunt într-o nuanță similară, chiar nu o să se distingă absolut deloc. Ok, haideți să aplic nuanța Toast. Aceasta mi se pare că este un pic mai maronie, dar nu foarte maronie. Ca acesta este primul strat. Vedeți diferența dintre buzele mele cu acest lip tint și buzele mele fără? Adică cea de sus și cea de jos. Și așa arată nuanța Toast. Și o să mai aplic puțin ca să vedeți că atunci când aplic mai mult, nuanța este mai intensă. Următoarea nuanță pe care o să o aplic se numește Raspberry Jelly și judecând după ambalaj, mi se pare că este o nuanță așa zmeurie. Vă spun sincer că nu m-am așteptat ca această nuanță să-mi placă. Și când am aplicat-o pentru prima dată pe buze, am zis că wow, nuanța asta chiar arată foarte bine pe buzele mele și vă arăt imediat. Și mi se pare că această nuanță Raspberry Jelly chiar oferă o nuanță mai pronunțată buzelor. Din câte vedeți, n-a rămas foarte mult contur. Din câte vedeți, parcă textura acestei nuanțe este mai densă pentru că n-a apucat să se topească.
chiar mi se pare că este o nuanță așa mai zmeurie și, din punctul meu de vedere, potrivită nu doar anul timpului rece. Poate uitându-vă după ambalaj, credeți că este așa o nuanță mai tomnatică. Mie mi se pare că această nuanță ar arăta foarte bine și primăvara și vara, pentru că este o nuanță așa mai fresh, parcă oferă prospețime. Și vreau să încerc împreună cu voi cum arată această nuanță cu contur și anume o să folosesc acest creion de la NYX, Lip Pencil în nuanța Move. Pentru că un creion maroniu cu această nuanță nu mi se pare că se potrivește. Și o să aplic un pic mai mult pentru mai multă nuanță. Și ultima nuanță pe care o să o aplic și ultima de altfel se numește Espresso și vă spun sincer că am testat această nuanță doar o dată și am aplicat-o pe buze fără contur și nu mi-a plăcut. Este o nuanță destul de închisă. Haideți să vedeți cum arată pe buze. Deși acum am puțin contur pe buze, haideți să vedem cum arată astfel. Așa arată pe buze într-un strat foarte subțire și cu conturul care a mai rămas de mai devreme. Aplicat într-un strat foarte subțire nu se vede atât de maronie, dar o să vedeți când o mai aplic într-un strat. Cam așa arată pe buze după ce am mai aplicat încă un strat. Și din câte vedeți, parcă am puțin buzele murdare, nu știu de ce îmi dă impresia asta. Și mi se pare că nu arată atât de bine când conturul nu este definit, dar eu cred că va arăta bine această nuanță pe persoanele de culoare, care au tenul mult mai închis. Și pentru kitul meu de make-up artist mi se pare o nuanță minunată, nu cred că va sta degeaba în kitul meu, dar vreau totuși să încerc această nuanță, cum arată și pe un contur maroniu. Și o să îmi conturez buzele cu acest creion de la Makeup Academy, care se numește Intense Color Lip Liner în nuanța Obsession. Și chiar înainte să testez această nuanță maronie de lip tint, m-am gândit că nu cred eu că o să-l port de unul singur pe buzele mele, ci mai degrabă poate aplicat peste un ruj mai maroniu sau peste un creion de genul acesta. Deși acum nu arată atât de rău, pentru că mai devreme am aplicat un contur, dar eu cred că cu un contur mai închis va arăta și mai bine. Cam așa arată conturul buzelor maroniu. Desigur că acum conturul migrează, fiind un creion mai închis și aplicat peste acest lip tint, fuge un pic conturul și desigur că nu se reziste bine pe parcursul zilei. Dar nu arată rău. Îmi place cum arată. Desigur că un pic retușat mai bine aici, pe margini, poate așa cu degetul. Deci dacă sunteți adepta unor buze mai maronii, cred că o să vi se potrivească această nuanță Espresso. Și dragilor, cam acestea au fost toate swatch-urile la acest Peptide Lip Tint de la Rode și dacă fi să aleg nuanțele mele preferate, ar fi acestea două. Nuanța Ribbon și nuanța Raspberry Jelly. Eu cred că pe acestea le-aș folosi zilnic, dar și acestea îmi plac. Dacă vă place să vă machiați des și să diversificați, cred că toate ar fi potrivite pentru tusa voastră personală și pentru tusa voastră de make-up artist. Dacă nu prea vă machiați și vreți pur și simplu un tratament de buze, un balsam de buze cu nuanță, vă recomand aceste două nuanțe. Această nuanță, dacă sunteți adepta unui machiaj mai natural sau dacă nu vă machiați deloc, sau aceasta. Aceste două nuanțe, din punctul meu de vedere, sunt potrivite persoanelor care nu se machiază absolut deloc. Iar nuanța aceasta, pentru că este așa o nuanță un pic mai colorată și parcă mai veselă, parcă oferă prospețime tenului. Per total, mie nu-mi pare rău absolut deloc că am dat banii pe aceste produse. Mi se pare că hidratează foarte bine buzele, rezistă destul de bine pe parcursul zilei și sunt super versatile ce pot fi folosite atât de unele singure, adică pe post de tratament de buze, atunci când nu porți machiaj, cât și atunci când mă machiați. Și cam atât am avut de spus despre aceste lip tinturi de la Rode. Sper tare mult că v-a plăcut videoclipul de astăzi, sper că v-a fost util și chiar sunt foarte curioasă dacă voi ați testat aceste produse sau dacă nu le-ați testat, care credeți că este nuanța voastră preferată. Noi ne vedem deja data viitoare, până atunci abonați-vă la acest canal dacă nu ați făcut-o deja, apăsați și pe butonul de like dacă v-a plăcut acest videoclip și de asemenea apăsați și pe clopoțel dacă vreți să fiți la curent cu noile clipuri. Vă puteți găsi și pe Instagram și pe TikTok. Să aveți în continuare o zi sau o seară minunată. Pa, pa!